Enebapu.com ai cele mai frumoase jocuri de pe calculatorul tău. Acolo unde găsești toate mulțimile de jocuri pentru PC, Xbox, PlayStation și Nintendo. Dacă ai 30 de ani, o să-ți cumperi toate jocurile tale preferate doar de pe calculatorul tău, inclusiv sport, supereroi și multe alte chestii. Verifică linkul din descriere. Bun, deci hai, salutarea toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi ne apucăm de făcut un daily vlog în versiunea anului 2023 pe numele La mulți ani, scumpa mea mămică. După ce m-am întors și eu acasă de la școală, am terminat cu orele, cu tot ce trebuie pregătire frumos la muzică, am desenat instrumentele muzicale între pian, vioară și flaut, am mâncat ciorba de pasăre, am făcut ghiozdanul și acum am zis, bă, hai să mai fac și un daily vlog mai special pentru maică mea, dar să facem un alt daily vlog sărbătorit. De fapt, un daily vlog super giga aniversar, v-am spus deja. Vreau să vă spun că ați văzut pe Facebook la știri că restaurantele Burger King a ajuns în Bacău la Arena Mall, strada Ștefan cel Mare. Băi, ești pro. Mă apuc de făcut un vlog cu prietenii. Bun. Vrei să mănânci? Nu. Nu vrei să mănânci friptură? Să povestesc oamenilor. Și nu vrei să mănânci după friptură? Am mâncat borș. Și nu mai vrei friptură? Nu mai vreau. Da, deci a venit sormea să mă zăpăcească. Pe hai să reluăm despre asta. Deci v-am spus deja că restaurantele Burger King sunt în Bacău. Dar voi care sunteți în Bacău și voi turiștii care veniți în Bacău, s-a deschis Burger King la Arena Mall, strada Ștefan cel Mare, lângă Mesopotamia, Spartan McDonald's, Planet Burger, Cinema City și KFC și Taco Bell, chestii din astea. Așa că mâine este vineri și am să mă duc la școală pentru că este ultima zi de săptămână. Poi mâine e sâmbătă și am să ies cu sormea la plimbare, să-i cumpăr flori, un cadou. Maica mea a zis că nu poate să mi aducă, maica mea a zis că nu poate să-și ia un aparat de ras de femei, ci de Venus pentru picioare, sau un feon de uscat pentru Roventa, sau un aparat de cafea de lunghia. Și așa că am zis, bă, să-i aduc niște bomboane cu ciocolată, de Toffifee sau Isle of Milk, și apoi o brățară. Și cam asta e discuția. Am să-i cumpăr flori, nu trebuie să-i cumpăr tortul, mai clar nici eu, pentru că să vină Ramona să ne dea comandă de tort, pentru că vin muierile la noi. Ați auzit foarte bine, vin gajicile, vin bautele, bă, ești prost? Vin Lorena, vin Mădă, vin Lucian. Vin toți oamenii. Bă, toți oamenii mâncau la gura voastră. Așa că avem aici un televizor de la JVC, unde are grila Digi în Onești, județul Bacău. Turiștii care veniți în Bacău la Onești, la Exclusiv TV, unde era Eugen Ungureanu și cu soția lui Eugen Ungureanu, Lili Ungureanu. Ucis foarte bine că a fost azi ziua comunii măcura la noi. Apăsați pe buton de like și ne auzim mai încolo. Oameni buni, avem aici o scrisoare pregătită. Să nu mai am să apucat de făcut poze. Ia uitați. Scrisoarea asta am să-i dau lui Sorn, să-i dau lui Mike la diseară la 6. Ceva bun. Avem aici un tort pregătit. Am florile, am... ce să mai zic? Am cercei, am praline, am chestii din astea. Am și numerele aniversare 4 și 8, am lumânări. Și pe tort, pe tort scrie la mulți ani mama sau la mulți ani Nicoleta. Nu e așa, mamă? La mulți ani Nico scrie. La mulți ani Nico. Așa. Nico. La mulți ani Nico. Cu capa sau cu că? Cu cât. Așa. Cu cât de la cactus. Așa că nu ezitați, apăsați pe butonul de like și ne rămâneți până la final, că eu m-am pus să mă schimb ca să nu mai filmez când mă dezbrac. Lasă așa, stai așa.
Așa, să mă schimb în seara asta, auziți? Mai las așa, bun. Ba, hai că rămâneți până la oameni buni, sunt cei 6 pași care trebuie să aveți foarte mare grijă să vorbiți frumos în comentarii. La 5-lea pas este să nu vă uitați la videoclipurile Olivire. Așa. V-am spus deja că sunt cei 6 pași. Rămâneți până la... Eu filmez aici. Hai, mă, să vedem ce s-a întâmplat. Au venit șămuierile. Salut! Să treci, Luciane! Ce faci? Foarte bine, bă, te fac vlogul ăsta. Vă leu, papuci, stați așa. Vă leu, șlapii, bă! Bă, șlapii! Gata, mă, hai că-mi iau la papucu. Azi am venit la masa noastră. Uite așa. Mă așteptăm. Ia. Să mână fetele. De lui mamă. Mi-a dat și telefonul ăla tot, dacă nu mai e bine de tot. Așa, și uite și scrisoarea. Uite și scrisoarea pentru tine. Mulțumesc, mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani. Prioritățile întâi. Băi, stai mă așa. Așa. Să fii sănătoasă, să ai parte de toți cei dragi. Ajung și mașina, dar nu mâine. Da, da, da. O pup. Hai, da, la căldură, trei și va. Hai, dezbrăcați-vă. Nu mă plecăm. A, ești greu. Am greșit. Da, i-am dat felicitare. Da? Bună seara! Hai, intră mai repede. Hai, intră de ea. Să mă descalți. Să mă arle, șampanie, să se cântăm în țantele astea. Dacă și alea unde sunt? E de la 3 afară. Alea din masă de afară? Nu știu cu de la 2. Păi, hai să mă ajut să aduc paharele. Hai să ajut dacă se poate. Deci ai zis paharele și berele și vinul astea? Da, dacă se poate, asta e. Hai, ajută-mă și tu. Stai așa. Hai că pe astea le punem așa unul în altul și tu ia berele alea. Ai grijă cum e. Să dăm muzica mai încet neapărat, să cântăm un țan trăiască. Așteptăm să vină soluția. O ce are, mă? Haideți. Așa, dă-i una. Dă-i una. Hai să ne duc. Te încalzi greu, este? Păi unde pleci? A, răspuns corect. Te așteaptă taică tu. Hai, hai. Stai să vină mama. Dacă o vine să vină asta. Stai să iasă. Hai. Hai, 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 hai. Mă mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să fericiți. Cine-i născut? La mulți ani! La mulți ani! Nu stați, o felie. Să mănânc? Da, nu mă lăm două. Mai. Bun, bun, ta la dar. Arată bine. Eu. E de la tatea Adriana. E foarte de bătut. Hai că eu m-am... Bună dimineața. Este a doua zi de când au plecat fetele acasă la ele. Și s-a întâmplat ceva cu lumina asta. Cred că m-a trezit lumina din somn. Dar wifi-ul nu este din cauza că s-a luat lumina. Și de-aia este o mare tragedie. Ce tragedie, cum spune Nicolas Andreu de la școală. Și v-am spus deja în toată trecută că seara merge bine, dar ziua merge foarte prost. Nu știu de ce. Și acum am să editez vlogul ăsta.
ca de obicei. Și v-am spus deja că păi mâine seară la 11 fără un sfert o să înceapă daily vlogul în versiunea anului 2023 pe numele La Bunțean, scumpa mea mămică. Vă rog, nu pierdeți daily vlogul. Lumina este constantă că s-au luat, avea o electrocutare de la E1. Știți? Așa că nu ezitați să apăsați pe butonul de like și rămâneți chiar acum până la final că s-au luat lumina. Hai, pupup. Gata și cu muierile, gata și cu distratul, gata cu petrecerile, gata cu cântatul muțantrească, gata cu de toate. Astăzi maică mi-a plinit 48 de ani și gata. Dacă scalați codul QR, atunci o să aflați contul detaliat în orașul vostru. Atât pentru moment, ne vedem mâine la un nou videoclip în versiunea anului 2023 pe numele Sfântul Andrei de 30 noiembrie. Restul, ce să vă mai spun, aveți grijă, faceți tot ce vreți, până data viitoare la un nou video, eu vă doresc toate cele bune, eu am fost Daniel Ștefan Luncanu, v-am pupat, ciao les!